Ziua a doua în trofeul Carpați la handbal masculin junior, după o evoluție nu tocmai convingătoare a echipei României, vom vedea un meci care poate avea importanța lui în stabilirea câștigătoare acestei competiții de la Ploiești, în sala Olimpia. Începe jocul dintre Serbia și Israel. Serbia care a câștigat în fața României sâmbătă cu o victorie, astăzi devine una dintre candidatele la câștigarea turneului, mai ales după ce Danemarca a învins de asemenea România în meciul întâi al acestei zile, o victorie zdrobitoare a danezilor, care acum câteva 10 de minute au câștigat la 12 goluri diferență, 32 la 20 a fost pentru Danemarca. România calificată la turneul final al campionatului european. Niciuna dintre celelalte trei echipe participante la acest trofeu Carpați de la Ploiești nu va merge acolo în Muntenegru și totuși România arată că nu și-a reglat încă jocul. Venim după două înfrângeri destul de greu de digerat deocamdată pentru oficialii noștri. Avem șansa unei revanșe luni cu Israelul, echipă care încearcă și ea să se reabiliteze după ce în sâmbătă a cedat clar în fața Danemarcei cu 32 la 20. E clar, Danemarca și Serbia sunt echipele turneului până acum, una dintre ele va câștiga trofeul Carpați Under 18 aici în capitala județului Prahova. Parcă nu mai este aceeași atmosferă de la meciul de dinainte, când aveam galeria tricolorilor cu două tope, destul de vocali fanii noștri, mult mai liniștit acum situația în sala Olimpia din Ploiești. Începe așadar jocul dintre Serbia și Israel, sârbii în roșu, atacând de la dreapta la stânga, momentele de sportivitate dinaintea jocului, chiar în situația în care curge cronometru. Vom vedea dacă sârbii repetă isprava din ziua anterioară sau vor aborda acest joc cu oarecare relaxare. N-ar trebui să o facă. Totuși, Israel, o echipă care a arătat momente bune în partida cu Danemarca, în prima repriză a ținut cât de cât aproape, apoi în cea de-a doua s-a rupt definitiv echilibrul și danezii s-au desprins. Iată șansă pentru Israel, care marchează primul gol al jocului și o bucurie mare pentru Dedi Kirkirus, singurul jucător cu ochelari de la acest turneu. Kirkirus a marcat un singur gol în partida cu sârbii, cu Danemarca, rectific. Iată că marchează încă din startul jocului aici și mai mult, jucătorii în alb-negru au șansa chiar și al golului 2. Vorbeam de acea relaxare care poate apărea în echipa Serbiei. România era principalul adversar de depășit. Însă Israel, o echipă care a arătat că știe handbal, meciul de sâmbătă. Aici blocat centrul destul de agresiv de Ivan Simic. 9 metri pentru Israel. Apără Zekić care a fost unul dintre jucătorii partidei cu România, a făcut minune acolo în poartă. Bine, nu doar el. Ne amintim de evoluțiile lui Stankov, de asemenea Ceniș, care a marcat 10 goluri în poarta tricolorilor, meciul de sâmbătă. Totuși, iată că nu începe perfect această partidă pentru oamenii lui Darko Trifković. Arbitrează acest joc Mihaela Paraschiv și Georgiana Murariu. Este duoul de arbitre care au oficiat la partida a doua în ziua anterioară, România-Serbia. Nu se dă nimic aici și în sfârșit se reglează puțin jocul ofensiv al Serbiei. Ivan Simic își trece primul numele pe tabela marcatorilor echipei sale. Tot Melikuti acum este poarta Serbiei, Dusan Zekić, portarul principal totuși. Antrenorul Trifković vrea să-i vadă la lucru pe toți jucătorii săi, probabil, va rula între clotul. În fața unui adversar accesibil, cel puțin pe hârtie. Petković acum, centrul este Drașco George, de la Voivodina Novi Sad.
A văzut acolo un clinch arbitra din România. Avertizați doar verbal Simici cu Pelah. Nu tocmai precis acest trasor a lui Cenici. Da, și execuție frumoasă pentru Israel. Golul 2, încă nu conduc serbii în acest joc. Un început bun de partidă pentru echipa Israelului. Omul care a dezamăgit mult în meciul din ziua anterioară, Bidanse Bakasu. Aș spune că în principal din cauza inexactităților lui în lanț, greșeli în lanț, danezii s-au desprins în repriza a doua. Jucător masiv de culoare, are fizic foarte bun și a arătat calități, însă trebuie să fie puțin mai atent, în special pe faza defensivă. Ce frumos aici trage Allen, Orvar Allen. Mira să servi pe adversar să se desprindă, șut în colțul lung cu podeaua. Alon Rosabi, deocamdată în poarta Israelului. În cealaltă parte rămâne David tot Medicuti de la Pink Seged, este unul dintre stranierii echipei. Tot acolo joacă și Danilo Mrdan, numărul 20. De asemenea, îl mai au pe Cenici, care este centrul lor, creierul echipei. Omul meciului cu România, sau unul dintre oamenii meciului cu România, alături de Stankov, poate. El joacă în Croația, la Nexe. Da, o încercare de pătrundere prin care ușpearul izraelian Erman Reș scoate din joc, obține maximum din această fază, eliminare de 2 minute și 7 metri. Ca de obicei, Sharon Asaf, specialistul de la punctul 7 metri, marchează. Ne amintim cu Danemarca, a avut 6 goluri consecutive din aruncări de la 7 metri, după care le-a ratat pe următoarele două și până la urmă antrenorul Russo a desemnat un alt jucător să tragă de acolo. Chiar și așa, Asaf Sharon a înscris 8 goluri în acea partidă, 2 din acțiune. Cred că nu e tocmai mulțumit Darko Trivković de această pasivitate aparentă a echipei sale. Serbia mare favorită în acest meci. Iată începe greu-i jocul. A dat drumul prea devreme la minge Bakasu. Au noroc izraelienii care rămân în posesie. Dublajul a funcționat însă. Iată-l pe Sharon Asif de care vorbeam. Centru este ca de obicei Tal Ekstein, jucător cu numărul 19, de la el pleacă toate combinațiile. Posiție pentru sârbi. A călcat semicercul extrem a echipei Israelului. Israel care întâlnește România de la ora 13, ora locală. Noi putem vedea de la 14, ușor delay așadar, pe TVR2. În cursul zilei de luni, acest duel, o ultimă încercare de reabilitare a echipei României după două înfrângeri grele la acest trofeu Carpați, în special cea cu Danemarca, la 12 goluri diferență. Trage de pe picioare și nu nimerește poarta Cenici, a făcut-o cu România în dese rânduri partida de sâmbătă. A fost acolo o breșă, însă foarte bun reflexul lui Alon Rosabi. Reau atacul israelienii. Arif Shalon, Ekstein, acela este Reșe, că Interul stânga. Frumoasă încrucișarea, să vedem execuția, nu tocmai precisă a lui Reș.
Doar un gol a marcat în partida cu Danemarca. Da, prinde Breșa pe centru și nu iartă Drașco. 17, egalează la 3 sârbii. Exact pe centru, n-a reușit să-l oprească niciun adversar, iar execuția a fost imparabilă. Drașco cu un singur gol în poarta României. Acum înscrie de vreme în meci. 9 metri pentru Israel. Eckstein, care nu este în semicerc. Da, l-a placat acolo Simic. O nouă șansă pentru specialistul aruncării de la 7 metri din echipa Israelului, Asaf Sharon. Hapoel Rishon, echipa la care joacă. Da, și frumos în vinclu, în stânga portarului, al 10-lea său gol în acest turneu. În continuare, Serbia largă după egalare. A făcut-o din primele 10 de secunde în acest meci. România nu mai poate câștiga matematic turneul, având două înfrângeri în două meciuri. Danezii au deja două victorii. Da, gol frumos, a intrat extraordinar de bine în meci acest băiat cu ochelari, Edi Kirkirus. Două goluri pentru el astăzi. Extrema dreaptă din echipa Israelului. În continuare, tot Melicuti ținut în poartă de Trivković. O să-l vedem probabil și pe Dusan Zekić, masivul portar principal al sârbilor. Deocamdată n-au soluții în ofensivă. Petković aici blocat. Se poate rezolva însă cu aceste 7 metri de către George Drașco. Da, și chiar dacă nu impresionează, Serbia stă lângă adversar. Vom avea probabil și momente când echilibrul se va rupe. Vom vedea când se va întâmpla asta. Deocamdată Israelul foarte bine montată, echipă care dă o replică excelentă, cel puțin în prima parte a reprizei întâi. Eckstein cu Sharon și se reia atacul din nou coordonatorul echipei Israelului. Încă o dată blocat la limita semicercului. A resimțit acest tackling din plin și Radovanović. Practic a fost un paravan acolo pe care l-a făcut colegului Sharon Asaf Pela. Și acum Asaf caută golul 3 în meci. Și îl reușește. A fost George Milutinović introdus de Trivković în poartă, al 3-lea portar al Serbiei. Remarcat că tot Melicuti a fost învins de două ori la rând, de la 7 metri, de acest specialist în aceste aruncări, Sharon. Nu i-a ieșit schimbarea însă. Da, se apără foarte bine, se apără foarte bine Zerilenii. Rosabi din nou atent. Iată, poate crește diferența pe tabelă, caută golul 7, Israelul.
Ah, de această dată nu mai poate Kirkiros, care se accidentează aparent rău după pătrunderea pe extremă foarte bună, pasa pe la spate pe care i-a dat-o Sharon. Și reacția lui Rosabi. A doua intervenție mare în acest meci. La momente de sportivitate. Oh, iată și un cartonaș roșu acolo. Pentru această intervenție s-a considerat că a fost o accidentare foarte, foarte gravă. Petković părăsește partida. Petković este eliminat. O diferență mare de gabarit. Un jucător masiv contra celui mai slăbuț jucător, o talie și un fizic care nu impresionează. Sperăm că își va reveni Kirkiros. Încă o dată Sharon. În fața celui de-al patrulea gol în meci. Da, și diferența crește. Superioritate pentru Israel. Valorificată din plin. Iată ceea ce n-a reușit România în ambele meciuri până acum. Am avut multe atacuri cu om în plus și n-am reușit să înscriem. Israel o face cu mare ușurință în fața unei echipe puternice cum este Serbia. Încearcă să se calmeze pe jucători arbita principală. Multă nervozitate după eliminarea de adineauri. Și iată, e nevoie de un alt cartonaș care nu înseamnă ieșirea din joc. L-a văzut Pelah. Interul stânga. Greu pentru Sârbi acum, având și inferioritate, să desfacă această apărare care pare a fi destul de bine organizată astăzi, cel puțin. Ia să vedem dacă reușește primul gol. Oh, și portarul Rosabi a făcut tot meciul cu Danemarca. În repriza a doua a avut o astfel de reușită, poate era goală. Evident că Sârbi joacă fără portar, în momentul în care au avut inferioritate pe faza de construcție. Parcă un meci prea multă nervozitate, un meci fără o miză atât de mare. Șarabani descălțat de un adversar. Poate n-ar fi rău un timeout acum, care să calmeze situația. Arbitra explică ceva lui Cenic, Onjen Cenic, liderul din teren al echipei Serbiei. Continuare 7-4 pentru Israel, care are și superioritate. A revenit între buturi David Otmelicuti, unul care a început ca titular partida. Fac bine arbitrele că au întrerupt puțin jocul pentru a-i lăsa pe jucători să mai liniștească. Reamintesc că Stefan Petković a văzut cartonașul roșu pentru un faul dur asupra lui Edi Kirkiros. Sârbul nu are dreptul să revină în meci. Mai mult decât cartonașul roșu, știm că în Havara există și cartonașul albastru, care înseamnă că îi se face și un raport disciplinar jucătorul respectiv, riscând acesta să nu evolueze nici în următoarea partidă. Nu va fi cazul, probabil, astăzi. Dar, iată că în inferioritate parcă se descurc mai bine sârbii. Țin posesia, câștigă secunde. Milošević se pregătește să tragă. Nu. Pași acolo, da. Deși nu e de acord Radovanović cu această decizie. Ce văd la echipa Serbiei față de
meciul convingător făcut cu România, practic s-au autodepășit sârbii, care nu erau cotați cu șanse. Nu vizează pe jucătorii care au excelat în partida anterioară, deocamdată Trivković. Probabil și de aceea vedem Israelul cum zburta pe teren în aceste prime minute. Încă un gol îl reușește Kirkirus. Iată că și-a revenit jucătorul cu ochelari. Îl avem în prim plan. Începe să se îngroașe gluma în acest meci, care Serbia părea mare favorită. Da, este o criză de idei la formația lui Darko Trivković. N-au mai înscris de minute bune. Israelul evoluează nonșalant, cu multă încredere. Și iată, vine gol după gol. De această dată blocat Natas de la 7 metri, Sharon, unde este specialist. A intuit Zekić, care începe să pună omorul la o tentativă de reviniment a echipei sale. Da, și vede că nu merge mai nimic la ei săi. Trivković cere acest timeout. Probabil că încearcă să-și monteze jucătorii. Are și toate motivele să o facă. Dar rămân la ideea că oamenii importanți încă n-au intrat în meci. Nu l-am văzut pe Stankov, nu l-am văzut pe Kavic. Cenici, de asemenea, a intrat puțin. Oameni care au pus umărul serios la victoria în fața României. Horvat, de asemenea, Simic, numărul 4. Ei sunt remarcații meciului de sâmbătă. Aici reușita frumoasă din primele minute ale lui Bakasu. Și primul gol pe care l-a înscris mult încercatul Edi Kirkirus. 8-4 pentru Israel deocamdată. Pe lângă omul i-a trecut acea minge lui tot Melicuti. Părea un meci liniștit. Iată că au fost destule scântei și mai avem ceva până la pauză. Se reia jocul după timeout-ul Serbiei. 4 goluri de recuperat. Nici mult, nici puțin. Aproape de zona de schimbare, până și acolo alunecă. E foarte bine că arbitra este atentă și la aceste detalii, chiar dacă nu vorbim de suprafața de joc. Indiferent de rezultat, Serbia se va bate pentru câștigarea trofeului Carpați luni, în meciul cu Danemarca. Și în cazul unei surprinzătoare înfrângeri astăzi, rămâne cu șanse teoretice de a câștiga turneul. Culmea, la fel și Israelul. Iată un semnal al revenirii echipei, totuși nu e 7 metri. Bada. De aceea îl introduce pe Ben Chitrit, antrenorul Moshe Russo. Dau voie să rateze această lovitură sârbii. Dacă vor să revină în joc. Drașco. Da. Pare nerăbdător o Sabi să revină. Ce o face. Rămâne portarul de bază al echipei Israelului, cel puțin pentru repriza întâi. Eckstein din nou la coordonare pentru Israel. Sharon pare a fi însă omul cel mai în vână astăzi. De carul acum la minge. C
9 metri aici pentru Israel. Pivotul este Sharabani. Încișare frumoasă. Unghiul e închis însă. Cercat acolo o breșă. Eckstein, coordonatorul echipei, iată momentul. Luat cu fulgi cu tot de Simic. Prea ușor fac a doua aceste aruncări de la 7 metri sârbii. A transformat tot până acum Asaf Sharon. Iată momentul în care greșește. Un pic de șansă pentru tot Melicuti. Și sârbii se pot apropia la două goluri acum. La un moment dat n-a știut unde este mingea, dar cu șansă. Acesta s-a scurs în afara terenului. Când va da drumul la joc echipa Serbiei? O pasă surprinzătoare a lui George Drașco, pe care n-a înțeles-o echipa lui. Și sunt taxați serbii pentru această eroare. Tocmai într-un moment bun păreau că revin. Itamar Goldstein, primului gol astăzi. Momentul de frustrare a lui Melicuti după ce a încasat golul de adineauri. Dar cred că nu se așteptau sârbii la o asemenea opoziție dârză a adversarilor, mai ales după evoluția dezamăgitoare a Israelului în prima zi. Din nou Rosavi, care are cu totul altă atitudine decât în meciul cu Danemarca. Multe intervenții bune pentru el în repriza întâi. Și asta unui nou gol pentru Israel. Și Arabani reia jocul. Eckstein este coordonatorul. Lumbroso a intrat și el pe teren, ca de obicei în lateral dreapta. Îl vedem pe Sharon. Rol de extremă dreapta. Placat la momente bune după ce a pierdut mingea Sharabani, se dă 9 metri. Da, un clinch acolo cu adversarul direct. Se poate complica mult situația pentru sârbi, din nou superioritatea Israelului. Intră și Ori Cohen. Cred că l-am văzut mai puțin în meciul de astăzi. A înscris un gol cu Danemarca. El reia jocul. Lumbroso este playmaker acum. Eckstein. Da, foarte frumoasă combinația Israelului și finalizează excepțional Lumbroso, Iftac Lumbroso. Nu e nici minutul 15 și vedem o echipă a Israelului dezlănțuită în prima repriză. Deja Trivković a apelat la un timeout, dar jocul nu s-a reglat pentru echipa lui. Pare a fi prins o zi mai puțin foastă Serbia. După ce am vizit România, Serbia se și vedea probabil mare favorită în acest turneu. Iată însă că Danemarca e echipa de bătut după două meciuri. Luna trecută a avut loc trofeul Carpați și la categoria tineret. România s-a impus în turneul de la Vaslui.
Multă lume se aștepta să se repete isprava aici la Ploiești, la turneul sub 18 ani. Da, mai ales că, reamintesc, Naționala României este singura dintre cele patru participante care s-a calificat la campionatul european din Muntenegru. Oprit neregulamentar pivotul Vukasin Pavlovici. Să vedem cât de inspirat va fi acum Rosabi. Drașco. Da, extraordinar meci făcut de numărul 1 din poarta Israelului. Zi nefastă pentru sârbi, una perfectă pentru Alon Rosabi, care mai scoate o minge grea. Până acum sârbii n-au ratat de la 7 metri, dar iată că s-a întâmplat adineori. Și s-ar putea ca Drașco să nu mai bată el următorul 7 metri pentru echipa lui. Aici neatenție. Kirkirus nu primește, nu recepționează acea minge. Unde a recuperat 5 goluri sârbii. Am văzut cum a respins cu piciorul drept șutul Interului stânga din echipa Serbiei. Multă încredere, ca atitudine arată Israelul. Nu cred că se așteptau nici jucătorii în alb negru să aibă un asemenea avantaj. Cât angajarea pivotului Eckstein. Rămâne posesie 9 metri pentru Israel. Eckstein din nou. Shani. Sharon acum, dar a greșit. Trebuie să grăbesc, încearcă să profite de faptul că nu sunt organizați bine în defensivă adversarii. Extraordinar. Nu mai poate fi bătut. Iată, de minute bune, Rosabi. Cred că este a 5-a sau a 6-a intervenție consecutivă pentru echipa lui. Minute bune de când sârbii n-au marcat nici de la 7 metri, nici din acțiune. Iată, au intrat gurile de tun, oamenii importanți, Stankov aratat adineori. Poate omul meciului cu România. Marcat 9 goluri atunci. E recuperată mingea pentru Israel și gol! Da, se bucură excesiv alb-negrii după fiecare reușită. Dovada că nici ei nu se așteptau să aibă o poziție atât de slabă în acest meci, cel puțin până acum. Itamar Goldstein cu a doua reușită în meciul de astăzi. Tot el aproape de o intercepție adineori. Au căzut parcă psihic jucătorii sârbi. Nici acum nu a fost să fie. Un paravan acolo făcut foarte, foarte bine de israelieni. Atenție portarul. Cere 7 metri Bacasu. Calmat de colegi. Totuși este eliminare de 2 minute pe care nu o înțelege Uroș Stankovic. Diferența poate să crească la 6 goluri după aruncarea care urmează. Au atac în superioritate israelienii, șanse bune să punteze din nou. Tot în regulă, poate continua partida într-o atmosferă
destul de liniștită, altfel, în afară de agitațiile de pe băncile tehnice, doar de acolo vine sursa decibelilor. Fanii români gălăgioși mai devreme când a jucat România, când doar asistă oarecum pasiv la acest duel. Surpriza este pe tabelă, Israelul, care face un meci foarte, foarte bun în fața Serbiei deocamdată. Radovanović, acum în rol de extremă dreapta, masiv și acest jucător, l-a îndepărtat numărul 18, la fel ca și centrul Drașco. Drașco mai puțin inspirat astăzi decât în meciul cu România, când a reușit multe execuții bune, goluri de pe picioare. Certată din nou de antrenor pentru soluția pe care a ales-o. Iată și acum la minge. Lansare frumoasă a pivotului și de această dată le-a ieșit schema. Cam ei sunt oamenii importanți. Acest Drașco George și Stankov, Andrija Stankov, care a reușit să scoată acest 7 metri. Poate fi un moment important al jocului. Cenici n-are voie să rateze. Adinauri a apărat Rosabi. N-a tras însă jucătorul numărul 19, Onien Cenici, care e mai inspirat decât coechipierul său. Gol după care nici măcar nu se bucură sârbii. Diferența e încă destul de mare. Nu intră panică jucătorii Israelului. Reiau atacul cu calm. Sharon. Acesta este Pelah. Reș și iată pe la Sharon oprit în tentativa lui de a pătrunde semicerc. N-au avut două atacuri consecutive în care să nu marcheze izraelinii. Kirkilius blocat, din nou Sharon. Da, fertizare de joc pasiv pentru Israel și s-ar putea să fluiere. Să pierdă posesia, fluieră arbitra. Trebuie să dea la poartă și o face. Mai puțin de 4 minute până la pauză. Să vedem cât mai poate să dragă busuiocul Serbia, timp nu mai atât de mult. Poate două goluri, iată ce greșeală aici, cât de liber a rămas Stankov. L-au scăpat total din marcaj izraelienii, un gol foarte ușor primit. Un gol care poate fi important în economia jocului. Am dat senzația că a uitat că este acolo și e cel mai periculos jucător al adversarilor. Andrija Stankov. Contează cum gestionează Israel acest final de repriză. Se pot decide multe aici. Da, angajată extrema și execuția este impecabilă. Încă o reușită frumoasă a lui Itamar Goldstein. Extrema stângă. Tocmai dădeau niște firave semne de comeback sârbii. O tentativă de revenire care a fost oprită brusc de acest gol al adversarilor. Da, previzibilă finalizarea lui Cenici. N-a mai avut soluții. One man show Alon Rosabi în această primă repriză. Sharon. După Casu. Dacă marchează pe acest atac, Israelul poate să intre la pauză cu o diferență de măcar 4 goluri. Și iată momentul unui nou timeout cerut de antrenorul Israelului, care
vrea să pună în practică o schemă acum pe finalul de repriză. Exact asta și discută, nu sunt reproșuri, se discută pur tehnic ceea ce vrea să vadă la băieții lui în ultimul minut și ceva care a mai rămas până la finalul repizei întâi. Cea mai bună repiză a Israelului la trofeul Carpați. În meciul cu Danemarca a fost la 4 goluri la pauză, după care dezastrul repizei a doua. Danemarca a câștigat la 12 goluri diferență. Iată, tot în fața unei echipe masive, cu fizic impresionant, cum este Serbia. Israelul arată altceva. Echipa care, iată, n-a venit în excursie aici la Ploiești. Joacă un handbal frumos. Văzut combinații rapide. Destul de incisiv în anumite faze. Au două extreme care nu sunt puternice, dar foarte inteligente. Goldstein și cu Kirkirus, ambii au marcat consistent în prima parte a meciului. La sârb n-a funcționat jocul ofensiv, cel puțin nu în prima parte. Adică va miza pe oamenii de bază în repriza a doua. Ce torpil aici pe care o reușește Pacasu. 13-8, Israel. În partea a doua fie vom vedea un comeback de senzație al sârbilor sau surpriza turneului va deveni realitate. Avem garantat spectacolul și în partea a doua acestui meci de la trofeul Carpați. O înșurubare acolo care nu aduce nimic important pentru Drașco. Poate că aici a fost cheia. Drașco, care este unul dintre jucătorii cheie în echipa Serbiei, blocat de multe ori de adversari, a încercat diverse finalizate și acum. Șut la colțul lung, părea păcălit Rosabi. N-a nimerit ținta însă, sârbul. Mai au timp de un gol jucătorii din Israel până la pauză. Sunt 5 goluri pe tabelă. Da, ce forță are în braț acest Bacasu atunci când este eliberat centrul cu numărul 34. Poate să percuteze poarta adversă. Da, se grăbesc, vor să finalizeze acțiunea, dar a fost neatenție acolo și un picior. Iată ce cadou le fac sârbilor, ce cadou pe acest final. Lipsă de experiență la acest nivel. N-aveau voie israelienii să primească gol. Și totuși 13-9, sunt doar 4 goluri de recuperat. Puteau avea 6 pe tabelă israelienii. E o diferență surprinzătoare, chiar și așa. Evoluție foarte bună pentru Israel în prima repriză. Ne-am întors în sala Olimpia din Ploiești. Așteptăm startul reprizei secunde în partida dintre Serbia și Israel. Surprinzător, jucătorii în alb negru, care nu erau favoriți în acest meci, conduc cu 4 goluri diferență. Este 13-9 pentru Israel. O primă repriză excelentă făcută de elevii lui Moshe Russo. Serbia, care a învins România în prima zi a turneului, părea mare favorită. Are de recuperat, iată, 4 goluri. Nu va fi simplu în fața unei echipe cu un psihic foarte bun și care au ieșit multe combinații astăzi, inspirație și în defensivă, de portarul Alon Rosabi a făcut minuni între buturi. Să vedem ce vor reuși sârbii în partea a doua. Să nu uităm că au avut și un jucător eliminat în prima repriză, Stefan Petković, după un fault dur asupra lui Edi Kirkirus, jucătorul cu ochelari de la negri. A văzut cartonașul roșu și nu poate reveni în meci, pentru el partida este încheiată. Dar are și alți jucători de top, Darko Trifković, jucător care astăzi nu par a fi într-o zi prea grozavă. În cazul în care Israel ar câștiga acest meci, s-ar complica destul de tare situația acolo pentru
lupta la vârf. În acest moment Danemarca devine marea favorită. Două victorii, danezii care astăzi au învins România la scor cu 32-20. Eckstein atent aici pe recuperare. Zelu care atacă de la dreapta la stânga în această parte a doua. Și are acest prim atac prelungit. E avertizare de joc pasiv pentru Israel. Eckstein trebuie să tragă și o face extraordinar. Iată, coordonatorul echipei Israelului, în rol de inter, pătrunde și trage la colțul lung. Excelent execuția. N-a văzut această minge Milutinović, care este al treilea portar al sârbilor. Introdus în prima repriză doar să apere un 7 metri și n-a reușit atunci. Iată că astăzi Dusan Zekić se pare că rămâne pe bancă. Portarul principal al sârbilor, odihnit probabil pentru ceea ce ar fi trebuit să fie finala cu Danemarca. Bacasu, unul care a făcut o mulțime de prostii, să le spunem, în meciul cu Danemarca. Evoluție foarte bună astăzi, chiar dacă acum își lasă echipa în inferioritate. O primă repriză excelentă făcută de el și a ajutat timul și defensiv și ofensiv. A reușit două goluri spectaculoase. Sârbii încearcă să profite imediat de omul în plus. Angajarea pivotului, să vedem decizia. A fost Stankov, încet încet Stankov începe să se vadă tot mai mult. Da, excelentă execuția lui Cenic. Onjen Cenic readuce echipa Serbiei în joc. Frumoasă respinderea, execuție curată de această dată. Rusabi n-a mai avut ce face. Dacă Serbia nu trece de Israel, Danemarca poate câștiga trofeul Carpați, chiar și cu o înfrângere la scor strâns. Dar recuperare bună aici, n-a mai și combinația și poarta fiind goală, execuția precisă, vine și golul 11. Frustrare pentru Eckstein, care a fost aproape să oprească mingea. Din nou Cenic, două goluri la rând pentru coordonatorul echipei Serbiei. Începe să arate mai bine situația pentru roșii. Să nu uităm să cau un om în plus. Sharon încearcă singur, nu. Da, o pătundere bună acolo a lui Eckstein, care obține lovitura de la 7 metri. Faultat clar în semicerc. La timp este oprită această furie a sârbilor, dacă înscrie și Aron Asif. Da, și-o face. Golul cu numărul 6 în acest meci pentru el. Toate reușitele din 7 metri. De timp au marcat și sârbii pe atacul următor. Deși fusese blocat acolo, fusese prins într-un un clinch, Drașcu a găsit spațiu și a înscris. Nou 3 goluri de recuperat pentru Serbia. Și Aron, 9 metri. Frumoasă desprinderea și execuția impecabilă, rămas liber pe centru. Erman Reș nu iartă mai mult decât atât. Este și o eliminare. Sârbul care a intrat acolo decisiv. Stankovic cred că a fost, da. Atac în
inferioritate pentru Serbia. Din nou situația devine ușor delicată. O intercepție a Israelului acum înseamnă 99% gol. Atacă fără portar echipa în roșu. Oh, ce frumos! Da, e momentul în care trebuie să iasă la rampă individualitățile. Radovanović. L-a păcălit pe portarul Osabi. Gol foarte important pentru Serbia. Cu un om în minus. Deci o încercare de lob, totuși... își atinge scopul coordonatorul echipei Israelului, Eckstein. Un nou prilej pentru Asaf Sharon să percuteze poarta adversă. Nu iese în întâmpinare și iată că profită numărul 10 din echipa Israelului, golgheterul meciului până acum. 7 reușite. N-a ratat nimic de la 7 metri până acum. S-a refăcut diferența de 4 goluri. Situație ingrată pentru sârbi. Au un om în minus, dar trebuie să forțeze golul. Onian Cenic. I-a dat 10 goluri României în ziua anterioară. A început să-și regleze tirul și astăzi ușor-ușor. Fal făcut în afara semicercului, de aceea are doar 9 metri Serbia aici. Și a revenit Cenic. El coordonează atacul serbilor. Două, iată un atac simplu, exact ce le cerea. Ne amintim antrenorul României elevilor săi să joace simplu, combinație doar cu extrema, după care un șut fulgerător. Înseamnă golul 14. Între timp sunt în efectiv complet sârbii, dar mai au până să revină în meci. Nu că tare Israelul astăzi. Scoate 9 metri. Aici Reș, Eckstein. Avertizați cei doi că primesc 2 minute pe bancă la următoarea abatere de acest fel. O diferență din nou mare de gabarit, un munte de om acest Ivan Simic. Talia nu este totul în handbalul modern. O demonstrează astăzi Israelul. Mulți jucători scunzi, dar agili, pușneți, tehnică bună, cu forță în braț. Iată, au reușit să țină la respect o echipă mai bine cotată. Se stă cam mult până când redevine funcțional acea zonă de joc. Haseli, Olimpia din Ploiești. În fine, poate continua partida. Eckstein, schimbând aici cu Cohen. Sharon nu și-a mai reglat tirul de această dată. Erman Reș a avut execuții de acest gen în prima repriză când a prins poarta. Da, a fost fază importantă. Este bine că nu punctează. Un gol acum îi aduce la 2 diferență și iată că au pierdut posesia. Minge ștearsă de portarul Osabi. Revine în atac izraelienii. No, Eckstein, același Sharon. A fost eliberată extrema Kirkirus, însă mai apără și portarul sârb din când în când. Mai atent parcă în apărare.
în această repriză a doua, oamenii lui Trivković nu au mai încasat atât de ușor goluri. De aceea s-a și strâns un pic scorul. Cenic, ca de obicei, creierul echipei. Placaj acolo al lui Cohen. Asupra celul la număr 22, Andrija Stanković. Știu bine izraelenii că Stanković e pericolul principal. Aici revedem intervenția foarte bună a celui de-al treilea portar, Milutinović. Îi se dă o șansă, iată, de care vrea să profite. Stanković în rol de pivot. Drașco vine cu Jokić. Accelerează puțin Sârbii, au gândit foarte bine schema, însă execuția lui George Drașco n-a fost precisă. Ar fi ieșit un gol spectaculos. Au noroc aici israelienii. Da, era singura soluție să scoată 9 metri pe acest atac. Lumbroso menține poziția pentru echipa lui. S-au închis foarte bine Serbia aici. Din nou Eckstein. Duel de la distanță. Eckstein cu Cenic, care m-a inspirat astăzi. Va decide partida, probabil. Și iată, încep să piardă tot mai des posesia izraelienii. Nu mai au acea inspirație din prima repriză. Frumos, excelent, a lansat pivotul Stanković, găsit acolo la marginea semicercului. Diferența scade la 2 goluri. Momente de precipitare pentru Israel. Încearcă o remontată spectaculoasă Serbia. 20 de minute în care se pot întâmpla destule lucruri. Vedem cine este mai inspirat, cine are nervii mai tari. Da, un gol care vine la timp pentru Israel. Vedem ce pivotare frumoasă și execuția impecabilă a lui Itamar Goldstein. Unul dintre cei mai buni jucători din prima repriză. Da, prins pe contrapie acolo, de acea deviere, portarul Rosabi, centrul său a atins acea minge. Forțare în atac aici, evident, a lui Eckstein, chiar dacă nu e de acord cu decizia arbitrelor. Poate fi un moment psihologic acesta. Iată, faza la din aur, când Cohen atinge și schimbă traiectoria mingii. Probabil că Rosabi o para, altfel. Da, și e momentul în care sârbii își arată colții tot mai mult. Stankov înscrie gol important. Însă vine și replica Israelului, din nou Kirkirus, care face un meci incomparabil mai bun decât cel cu Danemarca. Aici execuția de pe picioarele lui Stankov de adinauri. Două goluri rapide, frumoase în acest joc. Ultim al zilei a doua în trofeul Carpați la handbal masculin juniori. Antrenorul Israelului adinauri. Trăind la maximum fiecare schimb, fiecare fază. Se eliberează și marchează foarte frumos Simic. Revine cota de încredere în lotul sârbilor. Doar un gol mai au de recuperat. Doi oameni care l-au ținut superficial. Face foarte bine Russo, că întrerupe jocul cu acest timeout. Rușii au recuperat două goluri
dintre cele trei pe care le aveau la pauză ca deficit. Însă vedem mult mai atenți în defensivă. Așa a fost posibil acest comeback parțial al echipei serbii. Gata, l-au auzit pe antenorul lui Israelului, care explică strict schema. Nicio apreciere legată de evoluția echipei sale, bună sau mai puțin bună. Vin și curajele totuși la finalul explicării schemei. Vom vedea și dacă o vor putea aplica elevii săi. Aici revedem execuția frumoasă și golul pe care l-a marcat Goldstein mai devreme. Și aici Stankov. Ambele extreme ale Israelului și Goldstein și Kirkirus fac un meci mare astăzi. Poate că și acolo sunt punctele nevralgice ale Serbiei. Defensivă pe centru arată bine. Da, au recuperat și din nou incredibilă ratare a celui pe care lăudam adineaur, Itamar Goldstein. Ce șansă a ratat Israelul aici. În loc de 20-18 poate fi egalitate dacă valorifică atacul Serbia. Erau 2 contra 1, a rămas Goldstein singur pe centru cu portarul și tot este Dusan Zekić, da? Zekić e cel care îi salvează pe ai săi. Până la urmă primește și el minute astăzi. Poate posibil să-l vedem titular cu Danemarca în meciul de luni. Stankov și Čenić gândind această fază, dacă o valorifică, Serbia va egala în sfârșit. Doar 9 metri aici și atât, nicio sancțiune disciplinară. După care avertisment verbal și ce execuție are același Onyen Čenić. Formidabil. În sfârșit, cursa de urmărire își arată roadele. Egalitate pe tabelă după 10 de minute din acest meci. Israelul a condus de la început. Acum vom vedea cum stau cu mentalul elevii lui Russo. Nouă metri pentru Israel. Eckstein. Goldstein. Revine în teren. Cu cișare aici frumoasă cu Reș. Sharon blocat bine. Paravan făcut de 2 jucători acolo. Dărâmat Kavic. Se dă 7 metri până la urmă. Se iau în momentul când serbii ar urma să treacă în avantaj. Caută golul 9 în acest meci. Asaf Sharon. Și reușește. Nu pare genul de jucător care rupe poarta. Execuții tehnice. Păcălește portarul cu o ușurință extraordinară. Pe Zekić nu-l învinsese până acum, pentru că Trikovic a folosit pe ceilalți doi portari, Melikuti și Milutinovic. Dar probabil va rămâne Zekić până la final în poartă. Goalkeeperul principal totuși al echipei sale. Nouă metri, nu se validează golul. Fluierase arbitra înainte. La pătutea lui Stankovic. Stankovic care reia jocul acum. Čenić în centru. Pericolul poate veni de la el. Iată-l.
Vrea să facă însă prea multe. Și iată că reușește până la urmă, cum necum, obținând această aruncare de la 7 metri pentru sârbi. Își asumă responsabilitatea Drașco. N-a prea mai înscris din acțiune în ultimele minute George Drașco, însă e un gol important acesta. Din nou egalitate pe tabel. Mai puțin o sfert de oră până la final. Meci foarte important pentru sârbi în primul rând. Cazul în care câștigă sunt la egalitate de puncte cu Danemarca și meciul de luni va decide câștigătoarea trofeului Carpați, ediția 2024 la handbal masculin junior. Un turneu pe care TVR îl transmite în exclusivitate. Practic, Federația Română de Handbal și-a făcut treaba impecabil, aducându-i echipei noastre trei adversari de top. Vom vedea că nu va fi ușor nici cu Israelul luni. Din acest punct de vedere și-au atins scopul oficialii români. Trei partide de test cu adversari care ne-au pus mari probleme înaintea turneului final de la, din Muntenegru, campionatul european de juniori, programat luna viitoare, la care România va participa. Prins pe contrapie, Ben Shitrit, cel al portar al Israelului, dar mingea nu și-a atins ținta. Putea fi prima dată când Serbia conducea. Aici Eckstein vrea să treacă printr-un zid. Uriaș și Simic și Stankov. Au închis foarte bine acolo pe zona centrală. Simic cel puțin este... Ar putea să facă rugby fără probleme dacă ar vrea. Are fizic. Eckstein din nou cu Sharon. Tot 9 metri. Șarabani în zonă de pivot. Frumoasă execuția lui Eckstein, dar a avut ghinior aici. Și cum anticipam, Zekić rămâne între muturi. Caută victoria Serbia în aceste minute. Iată momentul parcă așteptat, parcă inevitabil. Pentru prima dată este în avantaj echipa lui Trikovic după o cursă de urmărire de peste 48 de minute. Reușita lui Stankov, frumoasă, ci drept. Nu putem spune că a căzut inexplicabil Israelul, mai degrabă Serbia și-a reglat jocul în această a doua repriză. Mai atenți în apărare și mai inspirați în atac jucătorii în roșu. Oh, ce intercepție aici! Restul este simplu. Nu se pot rata astfel de execuții atunci când jucătorul este suficient de deconcentrat. Iată momentul intercepției, cât de bine a anticipat Radovanovic acolo. Tot foarte inteligent. Da, ultimul timeout cerut de Russo. De această dată este o evidentă criză în echipa sa. Sârbii joacă la adevăratul potențial în sfârșit. Și vedem, nu mai explică o schemă. Avea acum, a scos tăblița. De această dată și-a certat elevii. Care, probabil în opinia domniei sale, au cedat prea ușor. Dar rămâne părerea că Serbia și-a ridicat mult nivelul de joc. După acea primă repriză, care a însemnat un duș rece neașteptat pentru ea. Și ei spun tot haide pentru a se încuraja, la fel ca ai noștri. Reamintesc că în primul meci al zilei România a cedat categoric în fața Danemarcei cu 32-20. După ce la pauză aveam 4 goluri deficit. Cred că aici a început revenimentul sârbilor după această paradă a lui Zekić. Au urmat gol după gol cu acest Cenic în prim plan și Stankovic de asemenea. Jucători care ne-au făcut zile fripte și nouă în meciul de sâmbătă.
Da, încearcă să grăbească puțin ritmul combinațiilor izraelienii. Nu obține 7 metri însă echipa în alb-negru. Se cere din nou ștergerea Podelei. Darko Trivković în continuare agitat, nu concepe ca elevii lui să piardă acest meci care părea ușor. Încă nu este jucată partida. Neatent Sharon acolo, dar rămâne posesie pentru echipa lui. Sunt ceva minute de cât Israel n-a mai punctat. Ultima dată a făcut-o din 7 metri. Nu din acțiune. Angajată extrema. Gol care nu mai contează, au fost pași în semicerc. Evident are al moral Serbia acum, căutând golul 3. Ușor, ușor încearcă să-și construiască un avantaj care să devină decisiv pe finalul partidei în aceste ultime 10 minute. Încă o dată omul meciului, Onyen Cenic. O nouă torpilă la care Rosabi n-are replică. S-au încălzit mai greu în meciul de astăzi, dar acum sunt dezlănțui sârbii. Rămâne însă o prestație meritorie a Israelului. Prima repriză excelentă făcută de băieții lui Russo. Sperăm să nu repete isprava luni, când se vor duela cu România în ultimul meci al turneului. Aici o ciocnire destul de violentă a lui Cernobirski, dar arbitra rămâne pe poziție și le dă mingea sârbilor. A dat forțare. Și e corectă decizia, am văzut dărâmat pe Simic. Nu e ușor să pui la podea un munte de om, ca jucătorul cu numărul 4 de la echipa în roșu. Da, frumos aici, angajat pivotul și este execuție de efect, dar care nu contează pe tabelă. Poate fi însă acum, când are 7 metri Serbia, Cenic poate deveni golgheterul meciului, nu doar omul partidei. O face și acum, 4 goluri, cine ar fi crezut? După cum juca Israelul în prima parte și cât de neinspirați păreau sârbii la fiecare atac. Acum Serbia pare tot mai aproape de victorie. A schimbat postul. Iată primul gol din acțiunea lui Asaf Sharon după ce a punctat numai din 7 metri până acum în rol de extremă dreapta. De obicei joacă Inter, decarul izraelian. Nu știu cât mai crede într-o revenire Moshe Russo din partea elevilor săi. Serbia tot mai sigură pe ea. Extraordinar, nu poate fi oprit acest Onyen Cenic. O torpilă din afara semicercului. Încă una. Practic a tras echipa după el în repriza secundă. Da, e un test până la urmă reușit făcut de Trivković. Remarcam în prima parte că nu sunt toți titularii, nu sunt oamenii care excelaseră în
duelul cu România. Ușor, ușor au intrat în angrenajul acesta de 7 și s-a văzut diferența. Se simte mult mai bine ca extremă Sharon. Singurul care pare că mai mișcă acolo în fața porții pentru Israel. Aici vedem ce braț are acest Cenici, care nu pare atât de masiv, dar lovește extraordinar de bine. A plasat exact unde a vrut. O detentă impresionantă, calități de mare jucător. Încă un moment foarte greu pentru echipa Israelului. Sârbii au zburdat în partea a doua. Nu se impune neapărat în teruperea jocului, dar vrea să-și folosească acest timeout. Dar Trivković pentru a vedea anumite scheme în minutele care au mai rămas din meci. O echipă foarte bună atunci când joacă la capacitate maximă. Echipă care, iată, nu va merge în Muntenegru pentru campionatul european, dar se va bate la trofeul Carpați, un trofeu de prestigiu în calendarul Federației Europene de Handbal. An de an, România ține acest turneu la nivel de seniori, tineret și juniori. Reamintesc cel de tineret câștigat de ai noștri la Vaslui luna trecută. Iar atunci când vorbim de trofeul Carpați la feminin, știm bine că vin echipe tari care vor să-și măsoare forțele cu România, întotdeauna un adversar respectat pe plan mondial. Multe momente de excepție pentru numărul 19, Onjen Cenić, coordonatorul echipei Serbiei, un adevărat lider al acestei formații. Posibil să fie declarat chiar jucătorul turneului dacă Serbia câștigă trofeul Carpați. Dacă nu, ne gândim la cineva de la danezi. Poate fi Sunesen, poate fi Jensen, jucători care de asemenea au strălucit până acum în două meciuri jucate aici. Asta vor ști mai bine specialiștii care supervizează această competiție de la Ploiești. Important este ca România să arate altceva luna viitoare în Muntenegru la campionatul european. Două evoluții dezamăgitoare, în special cea de astăzi cu Danemarca. Îngrijorarea cred că este la cote mari în rândul staffului tehnic al tricolorilor. Da, frumoasă combinația și iese din nou la rampă după minute în care a fost cam tăcut. Jucător cu numărul 11, Erman Reș. Gol frumos reușit de Israel, care încă nu se dă bătută și asta e foarte bine. Avem un final interesant de partidă, intens. Din nou testează garnitura de rezervă. Vedem, a scos greii de pe teren Trivković aici. Stankovic și iată momentul în care Israel poate reveni în meci. Eckstein. A revenit și Goldstein pe extremă. Inter este Erman Reș. Acum Interul stânga. Eckstein din nou vrea să rezolve singur. N-are aceeași inspirație și aceeași forță de pătrundere ca Onjen Cenić, care ne amintim, posedă și o forță în braț teribilă, poate înscrie multe goluri din afara semicercului. Între timp, Sibic revine în centrul defensivei acolo,
E un adevărat stâlp al apărării echipei serbiatelor în prim plan. Lângă el Stankov. Sharon Eckstein. Cer posesia, susțin că a fost atinsă mingea la această pătrundere a lui Reși Stradini, dar arbitrii au dictat invers. Nu, 7 metri, da, corect. Sharon caută golul 10 în meci. Astăzi 2 din acțiune, restul din 7 metri. Da, și este 25-24, încă nu s-a decis partida. Trăiește periculos Serbia finalul de meci. Au avut minute la rând de cădere izraelienii, dar iată că au încă resurse. Iată că s-a îngroșat gluma, revine Cenic la coordonare. Stankovic acolo în rol de pivot. De asemenea Drașco, Inter. Drașco se resimte după acest contact, dar a făcut bine. Dezamăgiți israelienii că au cerut atât de ușor această lovitură de la 7 metri. Eckstein susține că nu se impunea o astfel de decizie. Evident că nu se mai poate întoarce hotărârea arbitrelor. Și e un gol important pentru sârbi, care cum necum rămâne în avantaj. Poate fi și acesta un moment psihologic al partidei. Câte o ratare pentru fiecare echipă de la 7 metri până acum, o statistică pe care ați avut-o pe grafica din aur. Începe să se vadă diferența de talie acum pe finalul partidei. Eckstein, jucat Sharon, dar neatent acolo, nu poate reține mingea. A gândit bine faza, Eckstein rămânea singur cu portarul. Scăpase din marcaj, extrema dreaptă a Israelului. Mai calm sârbi, evident că nu se mai grăbesc acum. Minut și jumătate până la finalul partidei. Chinuit, nechinuit, contează victoria până la urmă. S-a mutat în rol de extremă Cenic. Schimbatul acolo. Da, și în sfârșit își amintește Rosabi că a făcut minuni în prima repriză. Israelul nu cedează. Putem avea un final foarte interesant de meci dacă marchează cei în alb-negru acum. Și o poate face. Ce ratare are aici Asaf Sharon. De această dată, nu știu cât e meritul lui Zekic, cât a fost șansă. S-a decis partida, probabil. Evident că se apără avansat Israelul. Și un timeout la care mai avea dreptul antrenorul Trivković, un timeout pe care îl cere inteligent. Dacă Sharon marca din aur, aveam un final de partidă tensionat. Nemulțumit probabil per total de prestații elevilor săi. E clar că are o garnitură de bază, jucători de valoare cum este Cenic, cum este Stankov, Drașcu de asemenea, numărul 17, și alții care nu sunt la același nivel, pe care i-a testat în special în prima repriză. Astăzi Cenic practic a tras echipa după el. Evoluție sclipitoare, în special în repriza secundă. Da, el este omul partidei în cazul în care Serbia va câștiga. Numărul 19 de la Serbia. Normal că fiind doar puține secunde rămase, Israelul n-are de ce să se mai apere
pe semicerc. Încearcă să forțeze, trebuie să fie 3 metri acolo. Susține Reș că are această distanță. Sincer, nu prea părea. Da, și sunt secundele care probabil asigură victoria pentru sârbi. 20 de secunde. Iar aici un 9 metri care rezolvă definitiv partida. Crește nivelul agresivității. Se vede că are venit Pacasu pe teren, un jucător masiv care nu e bine să te pui. Foarte nervos Ceni și nu are de ce. A scos acest 9 metri care calmează mult situația echipei sale. Probabil că mai vrea un gol pentru o diferență puțin mai mare la final. Simte nevoia să-i calmeze pe izraelieni, să-i vadă la 3 metri distanță față de jucătorul cu mingea, așa cum impune regulamentul. Se ia la trântă până la urmă și iată că poate fi un gol, n-a ieșit până la urmă, nici pentru Israel, se termină la 2 goluri diferență, o victorie.